Modificările legislative aduse regulilor obținerii unui pașaport sau cazier judiciar au fost adoptate pentru simplificarea pașilor pe care trebuie să-i urmeze un solicitant al unor astfel de documente. Mai exact, modificările prevăd că un pașaport sau un cazier judiciar se poate obține de la orice serviciu comunitar din țară. O altă modificare vizează că la obținerea documentelor, solicitanții nu trebuie să mai prezinte copii ale documentelor de identitate, poliția fiind obligată să le scaneze. Noile reguli însă sunt aceleași și se aplică de mai bine de 3 ani în cazul ambelor documente. Nu s-au făcut modificări, cum au apărut în presă, asupra reglementărilor pe linie de pașaport. Acestea sunt din 2009, 2012, 2014, care sunt în vigoare și la acest moment. Referitor la primirea de pașaport, cererilor pentru eliberarea pașapoartelor. Deci este clar că cetățenii români pot depune la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din țară, indiferent de domiciliul pe care îl au. Au domiciliul în București, pot depune la Giurgiu dacă vor acest lucru sau din Giurgiu în București. Deci nu se pune problema să depune exact la domiciliul, la serviciul unde are domiciliul. Facilitatea privind primirea documentelor prin poștă se aplică încă din anul 2014. De la începutul anului până în prezent, la Serviciul de Eliberare a Pașapoartelor Giurgiu au fost depuse peste 1800 de solicitări pentru eliberarea documentului. Comparativ cu aceeași perioadă a anilor 2014 și 2015, numărul solicitărilor este mai mare cu aproape 30%.